Eu eram criticat non-stop. Asta este fotbalul. Din păcate, prima repriză am dominat teritorial, ocazii. Portarul lor a făcut minuni. Noi n-am reușit să marcăm. Și e atipic CFR-ul de anul ăsta. Marchează multe goluri, creează multe ocazii. Dar, din păcate, nu reușim. Înainte marcam un gol și era de ajuns. Din păcate, astăzi au fost, cred că vreo 20 ceva de șuturi în total. Cornere tot, dar n-am putut să, la faze fixe n-am fost așa inspirați. Chiar n-am ce să le reproșez. Singurul lucru, am spus, mi-au lipsit ceva jucători care puteam să-i bag repriza a doua, gen Corenița și încolo. Sigur, ne aducea un plus așa, cu schimbările am stat mai rău și n-am putut să adun nimic ofensiv, pentru că în momentul când vrei să-l scoți pe Luis Munteanu, trebuie să baci un under. Pentru că și accidentarea lui Ilie Fundaș ne-a ținut puțin în spate cu under. Dacă nu era regula under, posibil că aș fi introdus un atacant, dar n-am avut cum. V-a surprins puțin Sibiul, mă refer la faptul că au fost puțin mai timizi, mai precauți decât ce-au arătat în sezonul ăsta. Cont că la meciul cu FCSB au câștigat, au bătut Iașiul 6-0 și 25 de meciuri n-au pierdut acasă, am fost puțin surprins în prima repriză, au fost numai în apărare. Ce urmează pentru dumneavoastră? Pentru că până acum e un sezon nebun, mă uitam chiar în sezonul acela când ați câștigat cu Urziceniul, tot așa, au fost multe echipe surpriză, pentru că atunci a fost Timișoara, mi-aduc aminte, a fost Vasluiu, a fost și Dinamo, e adevărat, care era puternic atunci. Vi se pare genul ăla de sezon? Nu, și nu vreau să mă gândesc prea mult în spate, vreau să mă gândesc că urmează următorul meci și iarăși avem o problemă. Camara a luat al patrulea galben și acolo avem probleme la extreme. N-am înțeles de ce a luat galben, că primul fault al lui în tot meciul de galben, cam ușor. Și mă gândesc doar la meciul următor, că asta e cel mai important. Nu mă gândesc la ce am făcut la Urziceni sau ce o să fie peste un an sau peste o lună. Important e meciul următor. Ultima întrebare, am întrebat și pe jucătorii dumneavoastră, care vi se par în momentul de față cele mai grele adversare în lupta pentru titlu, în momentul ăsta, după 10 ani? Eu zic că e greu să spun asta. Pentru că sunt două echipe acum în față și trebuie să le respectăm. Și normal, dacă ele sunt pe primul loc, ele sunt acum favorite. Mulțumesc!